V-am invitat să fiți alături de noi la proiectul cultural educativ, acum este ediția din luna noiembrie. Sub genericul Cultură și credință în societatea contemporană, este un proiect, cum vă spuneam, inițiat și coordonat de domnul magistrat, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Drept din cadrul Universității Pitești, Marius Andreescu. Dânsul a gândit un subiect așa de sinteză, a apelat la cunoștințele și la vasta dumnealui experiență în domeniul dreptului, dar și la cunoștințele în domeniul filozofiei, literaturii, până la urmă în domeniul culturii, care, iată, este atât de vastă, de aceea este și colaborator al Centrului Cultural Pitești, este și membru al redacției revistei Document Restituiri Pitești, o revistă cu caracter istoric, un fel de magazin istoric local. Părinții și bunicii dumneavoastră știu despre ce este vorba. Iată că astăzi domnul magistrat Marius Andreescu vine cu o nouă temă, ne va vorbi despre libertatea de conștiință și libertatea de exprimare. Îl invit pe dumnealui să ne vorbească, să vă vorbească, să susțină această prelegere. O să vedeți, este foarte concentrată și cu toții trebuie să ne concentrăm pentru a înțelege, a filtra ceea ce ne spune domnul magistrat, astfel încât atunci când veți pleca de aici, veți rămâne cu niște idei foarte bune care în mod sigur vor contribui la consolidarea culturii generale pe care trebuie să vă faceți încă de acum de pe băncile liceului. Stimat auditoriu, m-am gândit să încep prima dată a vorbi puțin despre problema conștiinței. Un termen oarecum banal, obișnuit, practic noi l-am utilizat, îl utilizăm în fiecare zi, poate că trece mult prea ușor pe lângă semnificația acestui cuvânt, sensurile acestui cuvânt, dincolo de cuvânt, aș putea spune eu. Mi-aduc aminte că pe un templu din Antichitate, templul din Delphi, un templu ridicat pentru zeul Apollo, era o expresie care era foarte profundă și, în același timp, ofera subiect de meditație pentru celor care au trăit pe vremea respectivă. Și anume, dacă vrei să fii fericit, cunoaște-te pe tine însuți. A te cunoaște pe tine însuți. Problema conștiinței începe, după părerea mea, în primul rând, cu niște întrebări pe care ar trebui să ni le punem noi, de ce nu, unele chiar zilnic, altele la anumite momente ale existenței noastre, și anume, cu cine sunt eu, ce vreau eu să fiu, ce îmi propun să fiu, ce am făcut astăzi, cât bine am făcut și cât rău am făcut, cât am adăugat ceva la propria mea existență, în sensul bun al cuvântului, pe cât din jurul meu am reușit să-i aduc la o stare existențială mai bună, adică să fac binele. Cât de mult am trăit în universul valoric, m-am gândit la bine, la adevăr, la frumos, și evident că întrebările ar mai putea continua. Toate acestea sunt întrebări, cum spunem noi, cum spun gânditorii, întrebări existențiale, întrebări de reflexie asupra propriei noastre existențe, asupra propriei noastre ființă. Ce anume ne permite să formulăm asemenea întrebări și ce anume ne garantează, să spunem, răspunsul la întrebările acestea? Este conștiința. Când auzim acest cuvânt, suntem înclinați totuși să ne gândim că, mă rog, conștiința, dacă ne cere cineva să spunem ce este, ar fi legată de funcțiile psihice ale omului, de funcțiile creierului. Este foarte interesant, am citit câteva studii în legătură cu această chestiune, sunt foarte interesante două aspecte. În primul rând, unul recunoscut de foarte mulți oameni de știință, că nu există o definiție a conștiinței. Nu s-a putut găsi. Nu s-a dat, adică acest concept n-a putut fi mărginit, n-a putut fi explicat prin mijloacele proprii de cunoaștere ale omului. Înseamnă că este de altă natură. Mai mult decât atâta, mulți savanți, specialiști în biologie, în psihologie, dar și în fizică cuantică, au făcut cercetări asupra fenomenului conștiinței și au ajuns la concluzia că aceste mijloace de investigare nu pot explica, nu pot da o lămurire completă a conștiinței omului, a conștiinței fiecărei persoane. Și ca atare este nevoie de altceva. Conștiința este mai mult decât ceea ce poate însemna
cunoașterea. De altfel, trebuie să facem această distinție între cunoaștere și conștiință. Deși cuvântul conștiință, dacă e să vedem originea lui, este legat de cunoaștere. Pentru că noțiunea de conștiință înseamnă cei ce cunosc împreună. A cunoaște împreună, a ști împreună cu altcineva. O să mai revenim asupra acestui aspect. Sigur, această limită a gândirii științifice, această, să spunem, firească mărginire a rațiunii umane, a fost semnalată, a fost remarcată de filozofi, în primul rând, dar și oameni de știință, de prestigioși oameni de știință. Mă gândesc, Kant are criticile sale, critica asupra rațiunii pure, critica rațiunii practice, în care marele filozof german s-a propus să demonstreze ce putem cunoaște, ce putem spera, ce putem să facem. Iată probleme care țin de conștiință. Interesant este că gânditori precum Einstein, probabil că ați auzit de marele fizician laureat al premiului Nobel, un om prin excelentă pozitivist, deci a trăit în mijlocul științei, a fizicii, a cercetărilor empirice, în memoriile sale spunea câteva chestiuni care sunt foarte interesante. Mi-am notat aici câteva chestiuni pe care îmi permis să le citez, și anume că aceste lucruri care sunt de nepătruns pentru noi există cu adevărat. Dincolo de tainele naturii, rezistă ceva subtil, intangibil și inexplicabil. Venerația pentru această forță, mai presus de tot ceea ce putem noi înțelege, este religia mea. Tot Einstein spunea foarte frumos, a devenit cumplit de evident că tehnologia de astăzi ne-a depășit umanitatea. Fiindcă suntem la problematica conștiinței, îmi permis să-l citez pe același gânditor, care afirma că e adevărat că un individ este o fire liberă și care are o fire liberă și cinstită, poate fi distrus, dar el nu poate fi niciodată subjugat sau folosit ca o unealtă oarbă. Apropo de libertatea de conștiință, iar tot Einstein spunea, e posibil ca totul să fie scris științific, adică să fie explicat. Până la urmă și conștiința, sigur, sunt explicații. E posibil ca totul să fie scris științific, dar nu ar avea sens. E ca și cum ai descrie o simfonie de Beethoven ca o variație între presiunile de undă. Cum s-ar descrie senzația unui sărut sau te iubesc ca unui copil? Deci cum poți să descrii asemenea sentimente sau să le califici în aspecte sensibile? Iată, stimat auditoriu, complexitatea problematicii conștiinței, care este o realitate dincolo de posibilitățile noastre de explicație, până la urmă este o realitate care ține de natura umană, de însăși natura umană ca ființă creată, evident, prin raportare la Dumnezeu, este un dar pe care omul l-a primit, din care omul are posibilitatea de a reflecta. Deci nu neapărat de a cunoaște, în primul rând de a reflecta și, bineînțeles, de a se raporta, de a reflecta asupra propriei sale persoane, cine sunt eu, de a reflecta asupra raportului cu colectivitatea, cu societatea, cu alții, de asemenea, de a se raporta la existența în general și, de ce nu, la tot universul ca atare. Conștiința este fundamentul oricărei forme de cunoaștere. Conștiința este altceva decât gândirea, nu poate fi rezumată numai la simpla gândire, deși ea are, practic, legătură, ca să putem așa, cu însăși procedeele sau cu formele de cunoaștere umană. Prin urmare, conștiința este esențială pentru existența umană. Nu am putea concepe o persoană umană fără această dimensiune, fără această calitate, unii o spun facultate, o spun calitate a conștiinței. După cum ar fi de neconceput o persoană umană fără libertate. Libertate, în primul rând, interioară, libertatea spiritului, dar vorbim și de o libertate socială. Conștiința, fiind această realitate care înseamnă existența celor care știu împreună, este o raportare permanentă a omului la sine însuși, este o invitație permanentă de a se judeca pe sine. Este interesant aici că mulți filozofii spuneau că atunci când discutăm despre eul nostru, de multe ori un eu închis, egoist, un eu care se dorește a trăi numai într-o lume materială, existențială, a bucuriilor, sau mai bine zis, al plăcerilor zisnice, dar fără a se raporta la alții, fără a se raporta la valori. Și încercăm să depășim acest eu și ajungem la sinele nostru mai adânc,
Fericitul Augustin vorbea de acest sine mai adânc, acolo ne întâlnim cu conștiința noastră, cu autoreflexia de care fiecare dintre noi avem nevoie. Filozoful Noica spunea foarte frumos că trebuie să fim infideli eului, deci să nu rămânem în egoismul nostru exterior, preocuparea exclusivă de sine. Întrebarea cine sunt eu nu înseamnă o preocupare exclusivă de sine, ci dimpotrivă, o ancorare în niște valori existențiale, transcendentale, superioare nouă. Da? Părintele Arsenie Boca, un mare duhovnic, spunea că există două modalități ale omului prin conștiința sa de a exista. Iubirea de sine, părerea de sine, că tu ești cineva care jertfește oamenii, și jertfa de sine, adică a trăi împreună cu ceilalți oamenii, te jertfești pe tine ca eu și atunci descoperi iubirea pentru aproapele. Asta este ceea ce vreau să spună și Noica când vorbea despre infidelitatea sinelui, eului, în drumul către sine, către acel ceva mai adânc decât noi înșine. Iată, stimați auditoriu, cât de important este din punct de vedere ontologic această problematică a conștiinței, care practic stă la baza, a spune eu, a tot ceea ce înseamnă realitate umană. Fără conștiință noi nu putem ști care este sensul existenței, care este sensul nostru, ce anume dorim să fim, ce anume suntem și, bineînțeles, nu ne putem raporta la nimic. Aceasta este marea diferență între om și, hai să spunem, simplele vietăți. Vedeți, a fost problema sufletului și a materiei. Omul este înzestrat și cu suflet și cu trup. Este interesant că nici știința n-a putut explica niciodată și nu va putea explica care este originea sufletului. Sigur, este teorie evoluționistă, dar această teorie nu a putut explica originea sufletului și nici a facultăților sufletești, a rațiunii, a facultăților evoluționale și rămâne undeva ancorată în domeniul acesta material. De ce? Pentru că toate acestea sunt realități create mai presus de puterea noastră de înțelegere, dar ele există. Prin conștiință putem să facem o sinteză a lor și să trăim ca atare prin a ne raporta întotdeauna în sens pozitiv la noi, la alții, avea permanent deschisă drumul spre cunoaștere. Așa cum spuneam, conștiința este fundamentul, baza cunoașterilor, oricărui fel de cunoaștere. Ce vreți dumneavoastră? Dumneavoastră puteți învăța acum numai pentru că aveți conștiința faptului că ceea ce faceți este un lucru bun, un lucru util, că vă folosește dumneavoastră, dar și altora. De aceea învățați. Cunoașterea poate să ducă la adăugarea unor elemente în conștiință, unor elemente valorice, care să sporească dimensiunea conștiinței. Unii, precum filozoful Kant, vorbeau de o conștiință în genere, o conștiință abstractă, mă rog, o teorie filozofică. Dar noi spunem că întotdeauna conștiința e ceva personal, este ceva unic, ca și sufletul omenesc. Ea este irepetabilă. Nu putem discuta despre o conștiință abstractă generală în afară de persoana omului. Și de aceea, iară, dacă vreți, o dimensiune eternă, pentru că face parte din facultățile sufletești. Stimați auditori, în acest context, evident, s-a pus problema fenomenalității conștiinței. Sigur că această realitate pe care am numit-o noi ontologică sau existențială a conștiinței a fost o evidență pentru toți gânditorii, pentru fiecare om în parte. Nu cred că este cineva dintre noi care să nu aibă sentimentul propriei sale conștiință. Numai că s-a pus problema, sigur că da, a unei fenomenologii a conștiinței, adică modului de a se exprima, de a fi în exterioritate. Și aici apare problema existenței omului în mediul social și, evident, de ce nu, și problemele legate de explicațiile teologice privind conștiința. Nu aș vrea să insist foarte mult și asupra acestor chestiuni, dar aceia dintre dumneavoastră care citiți Evanghelia, probabil cunoaște că este scris acolo că trebuie să te împaci pe drum cu părâșul tău. Părâșul tău fiind însăși conștiința ta. Deci trebuie să fii împăcat cu tine însuți pentru a avea liniștea necesară pentru a putea beneficia de tot ceea ce înseamnă calitatea vieții. Fenomenologia conștiinței înseamnă și o fenomenologie juridică în același timp. Adică modul în care problematica aceasta legată de conștiință este reflectată, este cuprinsă și exprimată de normele juridice, de drept. Omul trăiește în societate, iar ordinea socială este în primul rând o ordine juridică, o ordine normativă, dar așa cum repetam, una a omului, fenomenologică, dar care trebuie să reflecte sau trebuie să fie bazată pe dimensiunea naturală, pe firescul existențial uman.
Sigur că din acest punct de vedere există o garantare, o garanție a conștiinței, mai corect spus, a libertății de conștiință. M-am întrebat întotdeauna cum ar putea fi conștiința constrânsă. Poate fi o conștiință umană să nu fie liberă? Da, e cam greu de acceptat un răspuns afirmativ, dar totuși poate să fie. Mă gândesc de multe ori la oameni care pur și simplu trăiesc în imediatul existențial, fără un univers valoric. Nu pot să facă distinția sau nu vor să facă distinția dintre bine și rău. Până la urmă, conștiința înseamnă și această discernere, capacitatea extraordinară a omului de a face distinția dintre bine și rău, dar capacitatea aceasta nu trebuie să fie pasivă, trebuie să fie activă. Deci trebuie să fii conștient de această capacitate și o pui în evidență. Și atunci oamenii aceia nu sunt liberi. Au o conștiință, practic, care este supusă altora. O conștiință care, așa cum spunea, iată, Einstein, nu mai este o expresie a umanității. Tehnologia, materialul, înțelegând prin tehnologie, depășește existența conștiință, devenim robii unui calculator, a unui, unei existențe precare existențiale, fără a avea conștiința că ele nu sunt decât simple mijloace, absolut necesare existenței noastre și nu scopuri ale existenței noastre. Deci, răspunsul ar fi afirmativ. Dar cu toate acestea, între conștiință și libertate este o legătură indisolubilă, ontologică, aș spune eu. E greu de a concepe conștiința ca natură în sine fără posibilitatea unei manifestări libere, interrogative, omului asupra sa însuși. Dreptul, așa cum spuneam, confirmă această chestiune și de aceea și Constituția României veți găsi aceea dintre dumneavoastră care veți studia, în articolul 29, că este garantată libertatea de conștiință. Este o transpunere fenomenală. Ce vrea să însemne aceasta? În articolul, în aliniatul 1 acestui articol, se spune că se garantează libertatea omului de a gândi, de a avea opinii. Opinii în raport cu sine însuși. Da? Și mai mult decât atât, că nimeni nu poate fi constrâns pentru a avea adera la opinie sau a exprima un gând pe care nu-l dorește, a avea o convingere pe care nu-l dorește. Poți fi constrâns să ai o convingere? Dacă eu sunt convins de o anumită realitate, o anumită evidență, în mine însumi, mă poate constrânge altcineva să renunț la această evidență? Teoretic nu, dar practic se poate întâmpla și acest lucru. De multe ori suntem robii, să zicem, a unor fenomene exterioare și supuși unor constrângeri de care nici măcar nu ne dăm seama. Au fost specialiști în sociologie care au vorbit de constrângerile mass mediei, de exemplu un spot publicitar sau reclamele care se fac, sau să nu mai zicem de promovarea anumitor produse, unele culturale, altele mai puțin culturale. Toate acestea generează o anumită constrângere dacă nu știm să evităm, dacă nu avem discernământul pe care îl presupune libertatea de conștiință. Tot în legătură cu această chestiune, sigur că da, Constituția României garantează și libertatea de conștiință ca libertate religioasă, libertatea cultelor. E o chestiune foarte importantă. Aș vrea să spun că aceste dispoziții constituționale române sunt regăsite în majoritatea documentelor internaționale care studiază problematica drepturilor și libertăților fundamentale. Deci, începând de la mari gânditori ai dreptului natural, Rousseau și alții, libertatea de conștiință, inclusiv sub forma libertății religioase, a fost considerată ca un dat natural, o libertate naturală a omului. Documente contemporane, precum Declarația Universală a Drepturilor Omului sau Convenția Europeană a Drepturilor Omului și altele, exprimă această chestiune, inclusiv în ceea ce privește libertatea religioasă. Ce înseamnă această libertate? E aceeași chestiune că nimeni nu poate fi constrâns să adopte o convingere religioasă dacă el nu e de acord cu ea. Sau, mă rog, n-ar putea fi constrâns să se comporte, să aibă o anumită conduită religioasă într-un anumit cadru. Mai spune Constituția României că această libertate religioasă se exercită în spirit de toleranță reciprocă. Una dintre problemele interesante este care sunt limitele acestei toleranțe. Este oare nelimitată? Legiuitorul poate depăși, poate să se întâmple orice. Din păcate, estimat auditoriu, numele libertății de conștiință în drept s-au putut face multe, unele care sunt contrare, să spunem, dimensiunii naturale a existenței umane. Până la urmă, conștiința este un dat natural al omului și ține de firea sa, de modul în care a fost creat.
Sigur, au fost decizii, sunt și acum, în care spiritul acesta de toleranță merge până la recunoaște, să spunem, pe aceeași plan, unele conduite umane care, mă rog, există, dar nu pot fi considerate, nu pot fi valorificate legislativ, zic eu, cum ar fi comportamentul homosexual sau alte asemenea conduite contrare naturii umane. Deci, până la urmă, în drept, nu s-ar putea legifera ceea ce este contrar naturii umane. Nu se poate garanta juridic ceea ce e contrar naturii umane. Pot fi cel mult tolerate asemenea chestiuni, dar nu garantate juridic. Tot la fel, sigur, au existat decizii ale unor instanțe care spuneau că, mă rog, icoanele n-au ce căuta într-o sală de curs, într-o sală de clasă. Ne aduc aminte că părintele Arsenie Boca spunea că pe vremea curentului iconoclast, o perioadă prin secolul al VIII-lea, Bizanț, când exista o luptă împotriva icoanelor, se considera că icoanele reprezintă o închinare greșită la Dumnezeu. Părintele comenta, în urmă cu 70 de ani, că acum icoanele sunt înlăturate din viața noastră pentru că amintesc de Dumnezeu și n-au ce să mai caute. E o chestiune foarte interesantă din punctul ăsta de vedere. Oricum, trebuie să avem în vedere faptul că poporul român, prin natura sa, este un popor tolerant. Numai că această toleranță nu poate să fie împotriva naturii umane, împotriva tradițiilor pe care poporul le are și de aceea și legiuitorul trebuie să se încadreze în această linie de idei. Libertatea de exprimare este cealaltă chestiune de care vreau să spun câteva cuvinte. Nu știu cât de dumneavoastră v-ați gândit ce dar neprețuit este posibilitatea dumneavoastră de a vorbi, de a cuvânta, de a lua legătura cu alții. Sunt foarte mulți oameni care n-au această capacitate, au această deficiență, să spunem, și atunci probabil că își dau seama ce anume le lipsește. Dar noi care le avem, poate că nu medităm prea mult asupra acestei chestiuni. Cuvântul. Cuvântul este o mare necunoscută, aș putea spune, sigur definit în gramatică, sub aspect lexic, dar el rămâne totuși o chestiune prin care omul se exprimă pe sine, își manifestă gândurile, opțiunile, valorile, sentimentele în mediul social. Cuvântul. Ca atare, cum spuneau teologii, cuvântul este o ființă vie. Deci nu putem fi indiferenți la cuvânt, la ceea ce spunem, la ceea ce afirmăm, la ceea ce grăim. Cuvintele sunt la fel de puternice ca o existență vie. Pot să rănească sau pot să bucure, pot să sufletească. Dacă vă gândiți la tot ce înseamnă sistemele acestea informatice moderne, este că printr-un simplu impuls se pot, mă rog, face foarte multe lucruri în lumea materială. La fel și prin cuvânt. Sigur, nu este singura posibilitate de exprimare a omului cuvântul. Suntem înzestrați de a ne putea exprima și prin artă, prin cuvântul scris. Ne putem exprima de asemenea prin gesturi. Ne putem exprima mai presus de orice prin ființa noastră. Ființa noastră, persoana noastră ca atare, trebuie să fie o permanentă modalitate de exprimare în legătură cu ceilalți. Dar în ce sens? În sensul, dacă vreți, bun al cuvântului. În sensul că tot ceea ce exprimăm noi trebuie să fie spre respectarea unor valori perene ale existenței și, în primul rând, al demnității umane. De a nu ne considera pe noi mai buni decât cel de lângă noi. De a nu încerca să subjugăm sau să constrângem existența altuia sub propriile noastre modalități de a fi. Și atunci cuvântul devine un mijloc de cunoaștere, cunoaștem prin cuvinte, un mijloc prin care trăim în societate, un mijloc prin care ne apropiem de seminii noștri, un mijloc prin care, sigur, ne exprimăm sentimentele, trăirile. Deci este foarte important să reținem valoarea aceasta a cuvântului, ca și a oricărui modalități de exprimare umană. Știința este o modalitate de exprimare, arta de asemenea, așa cum spuneam, sau chiar persoana umană. Spuneau, sigur, ar fi aici o chestiune foarte interesantă, care este raportul dintre cuvânt și tăcere. Tăcerea. Tăcerea ființei. Este chiar o carte scrisă cu numărul acesta. Tăcerea, vedeți, dumneavoastră, nu înseamnă neapărat ideea de a vorbi mai puțin, ci mai mult ideea de a vorbi ce trebuie și când trebuie, da? Tot părintele Arsenie Boca spunea la un moment dat că 10 porunci are înțelepciunea. De 9 ori să taci
și odată să vorbești. Da? Deci asta înseamnă greutatea cuvântului în raport cu ceea ce înseamnă reflecția interioară. Evident că tot ceea ce înseamnă conștiință sau gând interior al omului nu se poate reduce la cuvânt. Există o zonă inexprimabilă a existenței umane, mulți vorbesc de un inconștient uman, eu nu prea sunt de acord cu așa ceva, dar oricum există o diferență între interioritatea noastră, între sinele nostru și cuvântul pe care îl exprimăm. Și ca urmare, exprimarea ca atare trebuie să fie liberă într-o societate democratică. M-aș aminti și faptul că unii vorbesc acum de așa numită conștiință artificială, conștiința calculatoarelor, a mașinilor. Nu pot fi de acord cu așa ceva. Niciodată o mașină, un calculator, indiferent cât de performant ar putea el, să fie, nu poate să ajungă la conștiința proprie, de sine însuși, la conștiința eului sau la conștiințe valorice. Valoarea nu poate fi transpusă în sistemele informatice. Dar, mă rog, asta este o altă problemă. Prin urmare, libertatea de exprimare. Și aceasta este garantată de Constituția României, în articolul 30, deci este tot o modalitate de manifestare exterioară a omului, în sensul că gândurile, ideile, sentimentele pot fi exprimate în mod liber, neconstrâns, da? De către fiecare persoană este garantată această posibilitate, așa cum se arată și în jurisprudență, de către stat și, de asemenea, orice altă formă de exprimare umană. Mă refeream la exprimarea artistică, pentru că este mai la îndemână, sau exprimarea prin mimică, prin gesturi, orice altă formă de exprimare, prin scrisori, corespondență, prin informatică, prin internet, sunt multiple, este garantată constituțional. Este un lucru foarte bun că avem o asemenea chestiune, o asemenea garanție constituțională. O formă specifică a libertății de exprimare este libertatea presei, libertatea de a scrie. Și aici, să spunem așa, democratismul a evoluat în sensul că, evident, s-a interzis orice formă de cenzură, dacă vreți, o cenzură interioară a autorului și, bineînțeles, modalitățile de autorizare a publicațiilor sunt făcute în așa fel încât să nu fie afectată libertatea de exprimare. Un control statal, dar un control anumite limite. Ce este mai important pentru dumneavoastră este care sunt limitele libertății de exprimare. Ce ne putem exprima? Până unde poate să meargă această libertate? Este absolută? Nu este absolută, este un lucru demonstrat de către gânditori, dar afirmat și în drept. Tot același articol 30 din Constituție spune că niciodată exprimarea, libertatea, nu poate să aducă atingere unor valori. În primul rând, unor valori constituționale ale statului român. Independența, caracterul național, caracterul indivizibil al teritoriului și, de ce nu, tradițiile istorice ale statului român. Pe urmă, exprimarea nu poate să ajungă atingere demnității umane. V-ați gândit dumneavoastră de câte ori cuvintele rănesc sau aduc atingere colegului dumneavoastră sau demnității umane? Probabil că nu, pentru că nici acum nu vă gândiți prea mult la așa ceva, dar va veni vremea când o să vă gândiți la toate aceste chestiuni. Momentele de reflecție poate că sunt acum premature pentru dumneavoastră, însă este bine să aveți în vedere că există aceste două dimensiuni existențiale umane legate între ele, conștiința de sine și capacitatea, puterea de a ne exprima. Vă mulțumesc pentru atenție!